Noi nu putem asuma obligația de a încasa careva bani de la persoanele vinovate, dar ce legea nu ne permite, noi, conform legii, putem mai ataca respectivă instanță, respectiv ofici teritorial, deja este obligat ca să porcea de la obținerea dispărbirilor. Din asta faceți încă o referire la faptul că este în relație de rudenie cu Lejânschia, asta cu Carman Galina. Carman Galina este soția, dar Lejânschia este soacră. Păi, și soacră a semnat contractul în calitate de director al firmei. Dar Carman Galina ce... Carman Galina este soție și este fondatoră, unic fondatoră. Păi, nu este și aici, nu trebuie să arătați și prin ei, că este... Da, este. Am menționat aici. Am menționat că se rezultă din relații de rodenie atât cu soția, cât și cu soacra. Interesul personal. Da. Ne-a spus că, la, raportând faptele anunțate, la exigențele articolului 5, se conchide. Deci faceți conchiderea, arătați și cu Armanul Galina este. A, mai sus am indicat că... Da, deci este potrivit prevederea la 2, soția și soacra, da, dar raportând aici trebuie din impus și faptul că acolo sus este. Așa mă exclus. Dacă scris o dată, nu mai exclus. Raportează faptele anunțate la prevederea articolului 5, trebuie să arăt care este acest fapt și cum ce se caracterizează. Cu mențiunile respective, cine n-a dat poate, mă scuzați, vă rog, mă scuzați. Da, mulțumesc. Pagina 3, alineatul 5, domnul 2, deci am zis, vorbește, că trebuia să se informeze în scris șeful ierarhic sau organul de adăugat cuvântul ierarhic superior. Deci cuvântul ierarhic nu este corect. Așa e în lege, trebuie organul ierarhic superior. Cu ierarhie, nu? Sau cu iescre? Și mai departe. Cu iescre e ierarhie, dar nu cu ier. Despre cuvântul inter său de omul cu ieresul.